Pare că ții cu rapid. Pare, da, pare, pare. Acum ultimele etape nu prea mai. Da, nu, rapid. Ce faceți? Ce faceți la Victorii? Am venit să concurăm cu echipa Microbist. Sunt aici în calitate de antrenor, jucător, masseur, am toate funcțiile patron. În echipă. Și patron. Eu dau prima băieților. Am vreo 50 de lei în buzunar și să și împarte ei cum vor, că nu ne uităm la buget. Asta adică la noi nu e problemă. Fii atent. Vreau să facem o chestie și vreau să te întreb așa. Cine câștigă Champions League? Dortmund sau Real? Real. Cine câștigă Europa League? Leverkusen, Atalanta? Leverkusen. Conference League, Olympiacos, Fiorentina? Fiorentina. Euro? România. Balonul de aur? Giannis Hagi. Eu mă arunc, dar cum? Eu mi-am luat bilete să mă duc să-i văd. Da, știi, o singură problemă la Giannis Hagi, că și-a pus nunta în ziua finalei. Și mie că dacă nu joacă în finală, atunci s-ar putea să fie departajarea cu, nu știu, cineva, cu Ronaldo sau cine o juca finala, da. Dar în rest... Nu, na, dar pare că nu ai emoții. Merge cu Edi Iordănescu, mergem all the way, nu? Ah, păi Edi e renumit pentru performanțe europene, adică n-a mai fost cu echipe în lume. Adică s-a dus departe, n-am nicio emoție. Plus că i-am văzut pe băieți, sunt motivați, le-am dat și eu niște telefoane, am zis să facem niște prime și am zis că în finală dacă e ceva... Îl duc până Egic în Germania cu portavocea, da. Să strige viața mea un part alături de voluntari. Deci gata, ai vorbit cu Neagică, am o rugăminte, portavoci și mergem așa cu 10.000 de suporteri. Eu plătesc portavocile, eu plătesc eșarfele și mergem să facem o galerie frumoasă. Că acum Neagică săracu în Liga 2, nu am fi nici numai că sunt și supărat. Spune ce știi de Victorii Cup. Știu că trebuia să mă prezint aici, știu că e o parcare extrem de aglomerată, că am venit mai devreme, dar e un turneu destul de serios, eu am crezut că venim așa, că într-o băiețeală să jucăm, dar treaba e serioasă, adică e o competiție aici, am înțeles că suntem în Liga 4, nu știu cum dracu ne-am calificat în Liga 4, că noi suntem niște burtoși care venim de la mici și bere acum, știi? Dar bine, eu sunt mai fit, că am văzut că ai făcut un outfit check, eu sunt un pic mai fit, da, nu, că trăiesc bine, merge bine, n-am ce să zic, am aici, da, am colanței, am tot. Dar e treabă serioasă treaba aici. Care din punctul tău de vedere este cel mai tare club din România? Atenție! Jiul sau Ucluj? Ucluj. Ucluj sau Progresul? Ucluj. Ucluj sau Corvinul? Ucluj. Ucluj sau Petrolul? Ucluj. Ucluj sau FCSB? FCSB. FCSB sau CSA Steaua? FCSB. FCSB sau Dinamo? FCSB. FCSB sau Oțelul? Întreabă-mă și de Rapid, FCSB. FCSB sau Rapid? Rapid, Giuleș. Rapid. Cel mai tare. E cel mai tare. Cel mai tare e clubul meu. E inima mea. Bate sufletul acolo. Acolo l-am pe Giulești, e îngropat. Sufletul meu după victoria aia cu 4-0 e îngropat în Giulești acolo. Îți mulțumim tare mult. Mulțumesc, baftă. Eu. Doamne ajută. Hai, Microbist. Ai venit pentru golul ăla pe care l-am dat sau pur și simplu s-a nimerit? L-am văzut și s-a nimerit să te și văd dinainte. Deci, în primul rând, bună seara, ca la televizor. A fost mai greu de când imaginam, că înțeleg că ei sunt pe ultimul loc. Și noi chiar am venit cu o echipă bună, deși ne-au lipsit câțiva. Și cam asta înseamnă Victory Cup, nu? Rezultate neașteptate și buturuga mică care poate să răstoarne carul mare. Flacăra Moreni. Flacăra, da. Toți suntem morenari, toți suntem de la noi din Moreni. 80% am jucat și la Flacăra. Și am zis să facem o echipă doar din morenari, să nu luăm nimic din București. Jumate noi stăm aici, jumate vin de la Moren, de la oră jumate distanță, fac treburile până aici. Da, e galerie mare. Spune-ne un lucru, cu ce echipă din Liga 1 ții? Cu campioana. Campioana. Da. Bun, perfect, fii atent. Cu campioana ține. E perfect, a venit pe voleu. Și eu vreau să spun așa, ai... posibilitatea să faci 6 transferuri la FCSB
de aici? Acum, nu de aici. În general, 6 transferuri, da? Și începem. Luis Munteanu sau Alibek? Alibek. E, aleg cu sufletul aici. Da? Mitriță sau Otel? Mitriță. Kipciu sau Kiki? Kipciu, întotdeauna, e fratele meu. Andrei Ivan sau Pușcaș? Andrei Ivan e morenar, nu pot. Orice jucător mi-ai fi dat, l-aș fi ales pe el. Bausa, Tănase. Tănase, Florin Tănase? Da. Da, da, să se întoarcă Florin Tănase, da. Da. Burcă, Andrei Burcă sau Adi Rus? Andrei Burcă, titular la Euro. Deci s-au făcut transferurile. E bine, nu e bine? Decideți voi. Am trecut? Da. Avem pe Alexandru Stan lângă noi. Cum a fost azi? Am văzut unul dintre goluri, nu știu cât ai dat, mai multe? Un singur gol. Da. Am văzut, foarte frumos. Ți-ai adus aminte de vremea când... Hei, mi-am adus aminte, n-am cum să uit, îți dai seama. Făcând de mic fotbal, n-ai cum să uiți, e ca mers pe bicicletă. Cum a fost azi contra celor de la Daci? Meci greu, toate meciurile sunt grele. Aici este un alt tip de efort față de terenul mare. Greu, așa e că nu mai faci mișcare zi de zi, că nu mai fac antrenament zi de zi, mi-e un pic greu, dar... Vreau să te întreb ceva acum, urmează așa final de sezon în toate lucrurile importante și început de turneu final. Și vreau să te întreb așa, cine e a Champions League, Dortmund sau Real? Real. Europa League, Leverkusen sau Atalanta? Leverkusen. Conference League, Olympiacos sau Fiorentina? Greu. Cred că Fiorentina. Euro. Nu știu să spun, prea greu ca să, nu știu, chiar nu știu. Nu simți pe nimeni de fapt. Nu. Așteptăm să înceapă. Da. Poți să dai România? E greu, mi-aș dori foarte mult, dar e greu. Balonul de aur. Messi mai are voie? Da, și aici e foarte greu, sunt foarte mulți jucători foarte buni și... Dar niciunul ca Messi. Bun, păstrăm răspunsul ăsta. Miami, merge la Miami. Doi frați alături de noi, nici nu știu, la mini-fotbal, care e mai bun? Care credeți că e mai bun? În seara asta niciunul n-a fost bun. Claudiu e mai bun acum. Da? E mai în formă. Cum sunteți cu Dacia anul ăsta? Nu prea vă strângeți așa, toți... Anul ăsta stăm rău de tot. Avem obiectiv salvare de la retrogradare. Primele cine le dă? Nu știu, asta nu... Până acum n-am luat nicio primă, nu știu. Nu știu cine le dă. Nu ți-am zis și data trecută că stăm rău cu banii. Da, se vede. Că avem restanțe. Culmea e că Rapidul stă bine cu banii, dar nu mai stă cu performanța. Noi stăm rău și cu banii și cu performanța anul ăsta. Se poate și mai rău. Se poate și mai rău, da. Fiți atenți. Am niște lucruri pe care vreau să le testăm împreună. Champions League anul ăsta. Dortmund sau Real? Real Madrid, zic eu. E o echipă destul de solidă și cred că se va impune fără probleme. Merg pe mâna lui Real. Real. Europa League, Leverkusen, Atalanta. Leverkusen fără emoții. Vezi ce înseamnă să fim frați? Tot pe Leverkusen merg și eu. Nu vă vorbiți, Rai, vă face semne. Fii atent. Tu din spate, nu strâmba, fii cu ochii pe ei. Olympiacos sau Fiorentina în conferență? Acolo chiar nu știu ce să zic. Nu le-am mai văzut în ultimul timp. Nu le-am mai văzut în ultimul timp jucând și nu știu ce să zic. Nu știu. Olympiacos, zic. Fiorentina. Na, că uite aici nu ne-am. Poate. Da? Aici ați dat așa. Euro. Ne interesează că vine turneul final peste noi. Cine câștigă turneul final? România. Aici pe la teren, dacă tu stai. Ai auzit? Te-ai uitat pe masă? Erau ceva beri?
Fuh, e greu de spus. Nu știu, chiar nu știu. Serios? Și asta am auzit. Serios, chiar nu știu. Nu, eu mi-aș dori... în momentul ăsta, la nivel de echipă națională. Nu știu, chiar nu... Dacă în anii trecuți puteam să spunem Franța, Spania, înțelegi, acum chiar nu știu. Eu mi-aș dori foarte mult Portugalia, că sunt fan Ronaldo, dar zic că Franța, o să... Franța, zic, merg pe mâna lor, da. România, unde ajunge la acest turneu final? Nu știu unde ajunge, dar cred că o să facă o figură frumoasă anul ăsta, nu știu, așa am un feeling. Eu zic că iese, da. Eu zic că e greu să iasă din grupe, este o realizare foarte mare că ne-am calificat la turneul final, dar cred că va fi greu să trecem de grup. Acum, știi ce aș vrea din partea voastră? Sunteți frați, vă cunoașteți atât de bine și probabil că ați discutat toate lucrurile din lumea asta. Mi-ar plăcea să luați pe rând microfonul și să puneți cea mai incomodă întrebare unui altuia pe care... Uite, poate nu v-ați gândit să-i o puneți vreodată fratelui, nu știu, o chestie pe care vreți să o aflați neapărat. Întrebarea roșie, dacă ne aude. Uite, care vrea să înceapă? Începe el? Hai să începem. Hai să începem. Te rog. De ce nu răspunzi la telefon? Când te sun, niciodată nu răspunde la telefon, mă sună el după aia. Chiar sunt curios să aflu de ce... Ce-i prost, așa, nu? Nu prea răspund la telefon imediat, sunt după aia și sunt când îmi aduc aminte. Nu știu. N-am niciun răspuns. Ești mereu ocupat sau cum? Așa mă prinde el, mă prinde numai că sunt ocupat. Deci asta, bun. Hai să vedem acum, din fotbal. Nu știu, ca să-i pun. Din fotbal, vreau să-i pun din fotbal ceva, să mă gândesc. Maia Morgenstern. Păi ce post a jucat? La ce meci ai avut cele mai mari emoții? La ce meci din cariera ta ai avut cele mai mari emoții? Cred că le-am avut, nu, le-am avut la finala cupei, când eram la Fece Național, prima finală de cupă pe care am jucat-o. Știu că n-am dormit în noaptea aia și nici la prânz, de obicei dormeam la prânz, dar atunci n-am putut să dorm și eram cu săpunarul în cameră. Și aveam niște emoții foarte mari amândoi, dar până la urmă am trecut peste ele și am jucat bine. Din păcate am pierdut în prelungiri, dar pentru noi a fost o experiență extraordinară. Cel mai bun meci din cariera ta atunci. Acum am și eu una, două, trei, vedem câte întrebări pentru voi, câte îmi vin. Dar m-ar interesa, care e cea mai mare frică a voastră? Care e cea mai mare frică? De ce vă este frică cel mai tare? Nu știu. Întreabă-l pe el să mă gândesc puțin. Realitatea primează. Frică. Trebuie să ai o frică. Eu sunt... De exemplu, mi-e frică să fac injecții. Mă crezi? Dacă văd că vine cu acu, parcă nu. N-am fobie, dar mi-e frică. Mi-e frică să merg la doctor. Să nu aflu, Doamne ferește, ceva. Prefer să nu merg. Serios, nu? Nu, serios, da. Adică nu-mi place să merg la doctor. Da. Aminte. Am frica de spații închise, mamă, dacă mă blochez în lift sau ceva, nu mai, o iau razna. Frica de spații închise, da. Acum vreau să vă întreb, care-i lucru care vă bucură cel mai tare? Nu știu, un lucru poate neînsemnat, sau care, nu care v-a bucurat, că ați putea spune, am câștigat trofeul, nu știu care, am câștigat când eram copil, nu. Un lucru din viața voastră, care vă bucură de fiecare dată când îl faceți, când îl, nu știu. Uite, spre exemplu, acum cu școala noastră de fotbal, când vezi o reușită a unui copil sau un meci câștigat de către o grupă de-a noastră, atunci e, cred că, cel mai frumos sentiment. Să-i vezi cum se bucură acolo, să ne bucurăm și noi cu ei, serios, foarte serios. Ți-a luat un răspuns bun acum la luat? Da, pot să vreau să zic și eu, nu. Se vadă Here Academy. Bravo, ia. Yeah. Stai, mă, se vadă și eu. Se vadă că sunt sincer și că nu mint. Da, albi și da. După viață, așa, tatăl, așa. Sunt multe lucruri care mă bucură în viața de zi cu zi. Copii, în primul rând, atunci când ajungi acasă și vin și țar în brațe, exact cum a zis și Clau, academia, reușitele copiilor, că îi vezi că ei de la început și cresc sub ochii tăi și ajung să
facă niște lucruri pe care nu ți le imagineai. Astea sunt bucurile pe care le avem. Iată-te. Voi țineți cu FCSB-ul, cum e normal. Da. Dar vrem să, eu chiar vreau să aud din partea a doi oameni care țin cu altă echipă și care pot cumva să vadă lucrurile obiectiv. Avem un așa, un exercițiu de imaginație. Aveți posibilitatea să faceți 6 transferuri la FCSB și eu vă dau să alegeți. Luis Munteanu sau Alibek? Alibek. Amândoi. Hai să merg pe Luis Munteanu. Nu mai știu cum e Alibek, în ce formă este în ultima perioadă. El se trezește mereu, chiar dacă e într-o formă imediat, da. Dacă vine mai ales. Dacă îmi puneai întrebarea asta acum un an, spuneam Alibek. Mitriță sau Otele? Mitriță. Otel. Nu vă zic. Kipciu sau Kiki? Kipciu, să zicem. Kipciu. Aici vă potriți. Ivan, Andrei Ivan sau George Pușcaș? Andrei Ivan. Bauza sau Florin Tănas? Îmi plac amândoi, nu știu ce să zic. Hai să merg pe Florin Tănas. Aceeași treabă ca la Liber, nu știu în ce formă este. A spune Florin Tănase, dar îmi place foarte mult și Bauza. Ultimul, Burcă sau Rus? Fundaș, central, Adrian Rus. Burcă, îmi place foarte mult, este un jucător foarte puternic și pe care a ajutat foarte mult echipa. Rus. Ultima întrebare pentru voi este, ce v-ați propus în 2024? Ce vă doriți să realizați cel mai mult? Dar nu-mi spune acum că cu Academia vrei să scoți pe Messi, că asta ar fi puțin forțat. Nu, tu personal, ce ți-ai propus să-ți cumperi un frigider nou? Putem spune și asta. Că sunt la început de drum, acum sunt antrenor și eu la copii, îmi doresc să cresc și eu, la fel ca și copii, să cresc și eu, să fiu un antrenor mai bun, da. Asta mi-am propus, da. Eu merg pe asta, pe partea asta, cu fotbalul. Mi-am propus să încep să fac baza noastră. Momentan avem acolo două trenuri mici, dar vrem să ne extindem, să avem o bază mare și suntem pe drumul cel bun. Sper să măcar să încep să lucrez la ea. Asta e obiectivul nostru, al meu în primul rând, dar bineînțeles că și al lui Clau. Oameni buni sunt niște oameni extraordinari și dacă, uite, fac și eu un apel și chiar vreau să băgați asta, la cum îi simt așa, apropo de noul lor proiect, îmi place foarte mult că îi văd pasionați și chiar își doresc să fac asta, așa că dacă vreți să fiți sponsori și să-i ajutați cu baza fără probleme, sunt niște oameni, da, sunt niște extraordinari, top, top, frații Herea, top. Turun. Turum, 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 turum. Haideți cu mine. Turum, turum, turum. S-a jucat, s-a obosit, s-a... Ce s-a obosit? Cele mai grele 5 minute din viața mea. Deci nu, nici cu nevastă mea nu trag așa minute grele. Dar frumos, frumos, mult mai intens decât... E competiție. E strânsă și e super serioasă, cu reguli pe care nu le știam, la 6 faulturi, e penalti. Da, eu n-am fost așa la domnul Ișva Covaci. Da, e cu mingi date în jucător ca în Dan Burstuc. E tare rău de tot. Da, eu cred că trebuie să suplimentezi prima. Cât e scorul? 3-0 pentru noi. Totul din indicațiile mele de pe margine, altfel nu se dădeau goluri. Stai aici de 10 minute și admir. Și respir. Mi-a dat gol, bă, băiatule. Bă, mă lăsați fără servici! Concentrați-vă! Hai, intrați! 3-1, suntem bine, nu? S-a și adversarii, da? Nu, e că intru eu în teren și iar să se simte diferența. Ai dat gol azi? N-am dat, am atins mingea odată. Da, așa mi-am propus. Doar să o ating odată și restul o urmăresc. Până învăț unde se duce mingea, dacă obosește, dacă nu obosește. Dar e bine, nu mai am plămâni. Zim, care e cel mai talentat din cei care sunt pe marginea?
Eu în momentul de față sunt în punctul care învăț pe jucători. Adică eu nu știu cum îi cheamă pe echipierii mei. Noi la nivelul ăla de echipă suntem. Pare că suntem după perioada de vară când se fac transferurile. Și e ca și cum am jucat primul meci fără să facem primul antrenament. Și acum eu le zic la nivelul băiatul cu coadă, băiatul fără glezne, băiatul cu gambe. Așa îi strig. Coadă 2, că avem coadă 1, coadă 2. La nivelul ăla. Bravo, vouă, bă! Vine un pic. Haide! El e băiatul cu burger. Da. El ne-au ce burger. Numai. E acolo, la ce echipă te pretinzi a fi fan la citea, al cărei echipă? La Microbist, nu suntem cu Microbistul aici? Da. Nu, da, din Liga 1, din Super. Liga 1, cu cine iubește George cel mai mult? Cu Steaua lui Becali. Nici eu. Ne-a spus și nouă mai înainte ceva, da. Ce v-a zis? Locul 2, locul 1, venim, hai Căpriorii, nu? Hai, sute și noi cu Căpriorii jucăm aici. Vorbi la anul. Ne-au promis că o să ne bată, dar momentan e locul 2. Acum, etapa asta. Cum ai trăit chiar momentele cu decăderea Rapidului și strălucirea până la urma FCSB-ului în acest sezon? Cum trăiești și meciul ăsta, că tocmai ce am fost egalați? Nu, 3-2. 3-2? Dur, dureros, îți dai seama, după 4-0 ăla să cazi așa în cap. Ceva s-a întâmplat acolo, la nivel de echipă. Și vreau să aflu, și asta mă omoară mai tare, bârfa aia, că nu știu ce s-a întâmplat. Ne-a nenorocit. Vedeți cum ați lăsat echipa fără antrenor, cum s-a dus dracu? Eu zic că ar trebui să te lăsăm să meditezi în continuare, pentru că părea că știi ce faci. Păi nu, eu mă concentrez la sinele lor superior. Eu sunt acolo, într-o transă și controlez ca pe joystick. S-a cerut time-out, te lăsăm să te duci la ședință. Gata, m-a dus. Băi!